Chief Justice Roberts, President Carter, domnule șef al Curții Supreme de Justiție, domnule președinte Carter, domnule președinte Clinton, domnule președinte Bush, domnule președinte Obama, dragi compatrioți, oameni ai lumii, vă mulțumesc! Noi, cetățenii Americii, suntem aici într-un mare efort național pentru a ne reconstrui țara și a ne ține promisiunile făcute către toți ai noștri. Cu toții vom hotărâ care este drumul Americii și al lumii pentru mulți, mulți ani de acum înainte. Ne vom confrunta cu probleme, ne vom confrunta cu greutăți, dar vom face ceea ce trebuie făcut. La fiecare 4 ani ne adunăm pe aceste trepte ca să facem un transfer pașnic de putere și suntem recunoscători președintelui Obama și primei doamne Michelle Obama pentru ajutorul pe care ne-au dat cu grație pentru acest transfer. Au fost cu adevărat extraordinari. Vă mulțumesc! Totuși, ceremonia de astăzi are un înțeles cu totul special. Nu este vorba doar de un transfer de putere de la o administrație la alta, de la un partid la altul. Este vorba de un transfer de putere din Washington către dumneavoastră. Vă dăm înapoi puterea dumneavoastră, poporului. Prea multă vreme, un grup mic din capitala națiunii noastre a cules roadele guvernării ale cărei costuri le-a suportat poporul. Washingtonul a înflorit, dar oamenii nu s-au bucurat de această bogăție. Politicienii au prosperat, dar numărul de locuri de muncă a scăzut și fabricile s-au închis. Establishmentul s-a protejat pe el însuși, fără să îi apere și pe cetățeni. Victoriile lor nu au fost și ale dumneavoastră. Triumfurile lor nu au fost și ale dumneavoastră. Iar dacă ei sărbătoreau în capitala națională, dumneavoastră, cei din familiile care se luptau în toată țara, aveați puține motive să sărbătoriți. Toate aceste lucruri se schimbă începând chiar de aici și chiar de acum. Acest moment este momentul dumneavoastră. El vă aparține. Acesta este momentul pe care îl trăiește fiecare dintre cei de aici și dintre cei care privesc la noi din toată America. Este ziua consacrată dumneavoastră. Este sărbătoarea dumneavoastră. Pentru că Statele Unite ale Americii sunt țara dumneavoastră. What truly matters. Ceea ce contează cu adevărat este nu numele partidului care este la guvernare, ci faptul că administrația și guvernul acesta sunt controlate de popor. Ziua de 20 ianuarie 2017 va fi una de care oamenii își vor aduce aminte ca fiind ziua în care oamenii au început din nou să își țină destinele în mână în țara noastră. Bărbații și femeile uitate din țara noastră nu vor mai fi uitați. Acum vă ascultă toată lumea. Ați venit cu zecile de milioane să faceți parte dintr-o mișcare istorică, așa cum nu a mai văzut niciodată lumea până acum. În centrul acestei mișcări se află o convingere esențială, aceea că o națiune există pentru a fi în slujba cetățenilor săi. Americanii vor școli bune pentru copii, cartiere sigure pentru ei
și locuri de muncă pentru ei înșiși. Acestea sunt niște cereri rezonabile ale unor oameni drepți și ale unui public drept. Pentru prea mulți din cetățenii noștri, realitatea este însă alta. Mamele și copiii sunt prinși în sărăcie în orașele noastre. Fabricile sunt ruginite, răspândite ca mormintele pe întreg peisajul țării noastre. Sistemul de educație inundat de bani, care îi lasă însă pe studenții tineri și frumoși, lipsiți de orice cunoștință. Rata criminalității, bandele, drogurile au luat prea multe vieți și au răpit țării noastre atât de multe lucruri și nu i-au permis să-și atingă potențialul. Acest carnagiu care s-a întâmplat în America se oprește chiar aici, chiar acum. We are one nation. Suntem cu toții o națiune. Durerea unora este durerea tuturor. Visele unora sunt visele noastre. Succesele unora sunt succesele noastre. Avem o singură inimă, un singur cămin și un singur destin măreț și glorios. Jurământul pe care l-am depus astăzi este un jurământ de ascultare către toți americanii. Timp de multe decenii am permis industriilor străine să se îmbogățească în ciuda industriei americane. Am subvenționat armatele altor țări și am permis sărăcirea armatei noastre, ceea ce ne-a întristat. Am apărat granițele altora, refuzând să ni le apărăm pe ale noastre. Am cheltuit multe miliarde de dolari în străinătate, deși infrastructura Americii se prăbușea și era ignorată. Am făcut ca alte țări să se îmbogățească, deși bogăția, tăria și încrederea țării noastre s-au disipat. Fabricile s-au închis una câte una și au fost mutate în altă parte și nimeni nu s-a gândit la milioanele de lucrători din America care au rămas în urmă. Bogăția clasei mijlocii a fost luată din aceste cămine și redistribuită apoi în întreaga lume. Aceste lucruri se întâmplau însă în trecut. Acum privim doar către viitor. Ne-am adunat aici astăzi ca să arătăm o nouă hotărâre care trebuie auzită în fiecare oraș, în fiecare capitală, în străinătate și în fiecare loc al puterii. Din această zi, o nouă viziune va guverna pământul acesta. Din această zi, doar America first, America pe primul loc. Aceasta va conta. Fiecare hotărâre privind comerțul, impozitele, imigrația, afacerile externe va fi luată în beneficiul lucrătorilor americani și al familiilor americane. Trebuie să ne apărăm granițele de relele pe care le fac alte țări, care ne fură companiile, ne produc produsele și ne distrug locurile de muncă. În acest fel, prin protecție, vom ajunge la o prosperitate și la o tărie mai mare. Voi lupta până la ultima respirație, până la ultima fibră și nu vă voi dezamăgi niciodată. America va începe din nou să câștige așa cum nu a mai câștigat niciodată. Vom reînființa locuri de muncă, vom reconstitui granițele, ne vom readuce bogăția și ne vom readuce visele.
Vom construi drumuri și autostrăzi și poduri și aeroporturi și tuneluri și căi ferate noi de-a lungul și de-a latul întregii țări. Vom face astfel încât oamenii noștri să nu mai depindă de serviciile sociale și să poată reconstrui țara noastră cu forță de muncă din America. Vom urmări două principii cheie. Buy American, cumpără ceea ce e produs în America și hire American, angajează un american. Vom căuta să fim prieteni și în relații bune cu națiunile lumii, bazându-ne pe înțelegerea că toate națiunile au dreptul să își pună interesele lor pe primul loc. Nu vrem să ne impunem stilul nostru de viață nimănui, ci doar să-i permitem să strălucească ca un exemplu. Noi vom străluci astfel încât toată lumea să ne urmeze exemplul. Vom reîntări alianțele care există și vom forma alianțe noi și vom arăta lumina, lumea civilizată în fața confruntării cu terorismul radical islamic pe care îl vom eradica complet de pe fața pământului. La temelia politicilor noastre se va afla loialitatea, credința totală către Statele Unite ale Americii, care ne va permite să descoperim loialitatea către toți. Dacă vă deschideți inima către patriotism, veți vedea că nu există prejudecăți, că acestea nu trebuie să existe. După cum ne spune și Biblia, este bine și plăcut atunci când oamenii Domnului trăiesc împreună în armonie. Trebuie să spunem clar ce avem pe suflet, să avem dezbateri oneste, dar să încercăm mereu să fim solidari, pentru că atunci când America este unită, America este de neoprit, cu adevărat de neoprit. Nu trebuie să se teamă nimeni. Suntem protejați și vom fi mereu protejați. Vom fi protejați de bărbații și femeile din armata noastră și din celelalte organisme de impunere a legii. Și mai întâi și mai ales vom fi apărați de Dumnezeu. Să nu uităm că trebuie să avem obiective mari și vise și mai mărețe. O națiune nu trăiește decât atâta vreme cât face eforturi. Nu vom mai accepta să existe politicieni care nu fac decât să vorbească, fără să acționeze, care se plâng mereu și nu fac nimic ca să rezolve situația. The time for empty talk is over. S-a terminat cu vremea cuvintelor goale. A sosit momentul în care trebuie să trecem la acțiune. Do not allow anyone. Nu permiteți nimănui să vă spună că nu se poate face așa. Dacă suntem inimoși, noi, americanii, vom reuși să rezolvăm orice problemă și națiunea noastră va înflori și va deveni din nou prosperă. Acum, la începutul unui nou mileniu, suntem gata să descoperim misterele spațiului, să eliberăm pământul de nefericirile bolilor și să punem energia și tehnologiile în serviciul zilei de mâine. O nouă mândrie națională ne va permite să ne afirmăm, va aprinde lumina pe cerul nostru și va astupa diviziunea dintre noi. Să nu uităm că fie că suntem negri sau maro sau albi, avem cu toții sânge de aceeași culoare, sânge de culoarea roșie, care este sângele patrioților. Avem cu toții aceleași libertăți glorioase și suntem cu toții
sub steagul glorios al Americii. Fie că un copil se naște la Detroit, în oraș sau în câmpiile Nebraskei, el privește noaptea la același cer, își umple inima cu aceleași vise și este entuziasmat datorită aceluiași creator atotputernic care îi permite să respire și care îi dă viață. Le spun tuturor americanilor, din toate orașele, mici și mari, de la un munte la altul, de la un ocean la altul, nu veți mai fi ignorați. Niciodată de acum înainte nu veți mai fi ignorați. Vocile dumneavoastră, speranțele dumneavoastră, visele dumneavoastră vor defini destinul Americii. Curajul, bunătatea și dragostea dumneavoastră ne vor îndruma mereu. Și împreună vom face din nou ca America să fie puternică. Vom face din nou ca America să fie bogată. Vom face din nou ca America să fie mândră. Vom face din nou ca America să fie sigură. Și da, cu adevărat, împreună vom face cu toții ca America să fie măreață. Vă mulțumesc! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu să binecuvânteze America! Vă mulțumesc! Dumnezeu să binecuvânteze America!